Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Sighetul de azi. Emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Sighetul de azi. Emisiunea de care nu te poți lipsi. La TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislou. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Avem astăzi întâlnire cu doamna Nicoleta Orza, șeful Administrației Finanțelor Publice Sighet, și cu domnul Teodor Lupuți, director executiv la Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Cred că e pentru prima oară când sunteți prezenți într-o emisiune la Sighetul Marmației și la TV Sighet. Vă spun bun venit și aș vrea în primul rând să vă întreb, domnule director executiv, cum percepeți dumneavoastră Sighetul de la Baia Mare din punct de vedere profesional, dar și personal? E o întrebare destul de dificilă, fiindcă profesional trebuie să mă bucur de felul în care lucrează colegii de la Sighet și de realizările pe care le-au înregistrat în acest an. Iar în ceea ce privește în mod general, spun că Sighetul are o personalitate deosebită, deși este un municipiu cu suficiente probleme, totuși știe să-și păstreze o demnitate pe care multe municipii din țară nu le au, chiar mai mari și ca populație și probabil și ca importanță economică. Aș vrea să vă întreb, doamna Nicoleta Orza, de când sunteți în funcție la Sighetul Marmației și după aceea, cum vă simțiți în funcția aceasta, cu ce vă confruntați zilnic? Sunt în funcție din 1 iunie 2006. Ne confruntăm tot timpul cu diverse probleme. Dar nu întâmpinăm mari dificultăți în rezolvarea lor. Drept dovadă, realizarea planului pe 2011 până la 30 ianuarie în proporție de 108,91%. Într-adevăr, este destul de puțin comparativ cu județul, dar încercăm și ne străduim să realizăm și să ne facem datoria. Cum ați caracteriza, să spun așa, activitatea comparativ cu celelalte administrații din județ? După mine, foarte bună. Domnul director, ce spune? După administrația de mijlocii, unde este altă structură a societăților comerciale, deci de alt calibru, vine Sighetul. Din păcate, cea mai mare administrație a noastră, administrația reședință de județ, nu are rezultate foarte bune. Și acestea toate, împreună cu celelalte administrații mici, ne trag în jos. Dar cum simțiți ponderea municipiului Sighetul Marmației? Pentru că totuși vorbim de un municipiu în, să spunem, toată structura planului de realizare a finanțelor publice locale. Deci trei administrații sunt importante. Baia Mare, care are aproximativ 60%. Și celelalte, administrația de mijlocii, cum spuneam înainte, și Sighetul, importante, și rămân nu mai mult de 10% pentru celelalte administrații mici din Târgu Lăpuș și Șuncuta Mare. Deci simțiți că are o pondere importantă ca și municipiu? Și Vișeu este acum o administrație mai mare, preluând Borșa. Dar Sighetul este mai puternic decât Vișeu, chiar preluând Borșa și Dragomirești. Cum e activitatea la Sighetul Marmației, să spunem, în general? Agenții economici vă înțeleg, da. Problemele, aveți, să spunem așa, înțelegere. În fiecare zi situații inedite sau se încadrează în... Se încadrează în problemele cotidiene. Da, dar noi în general avem contribuabili foarte buni și înțelegători care își fac datoria. V-am zis, asta se vede din realizările administrației Sighet. Atât pe
depunerea declarațiilor online, voluntar, cât și prin plățile care le efectuează. Atât prin plată voluntară, cât și prin executare. Și pe această cale aș vrea să mulțumesc colectivului administrației SIGET, care își face treaba și este un colectiv de profesioniști. În general, agenții economici, când vin la dumneavoastră, în general, cu ce probleme vin? De natură, bănuiesc, de blocarea conturilor sau de probleme? De natura executării silite, da. Deci blocarea conturilor este o formă de executare silită. Dar noi încercăm să fim înțelegători atâta timp cât și ei sunt înțelegători față de noi, că noi trebuie să respectăm legea și să ne facem datoria. Câți agenți economici sunt înregistrați la nivel de SIGET-ul? La nivel de SIGET avem înregistrați din datele aplicației Cod Fiscal 5166 de contribuabili persoane juridice și 1958 persoane fizice. Asta cei care au alocat un cod fiscal. Pe CNP-uri avem un număr de 18.568 de persoane fizice pe care le administrăm. Asta la nivel de SIGET. SIGET și primăriile arondate SIGET-ului. Ce primării aveți arondate? Începem de la Remeț, Săpânța, Câmpul Lung, Sarasău, Oncești, Brâsana, Strâmtura și până sub Munții Gutui, până la Desești. Am zis că există modificări privind cazierul fiscal pentru agenții economici care ne urmăresc poate la această oră. Ar fi interesant să ne spuneți câteva dintre aceste modificări. Da, deci cei care sunt înregistrați cu fapte în cazierul fiscal, până acum nu au putut fi șterse aceste fapte, nu s-au putut șterge decât printr-o hotărâre de judecătorească sau după împlinirea celor 5 ani de asta în cazierul fiscal. Acum au apărut niște modificări în sensul că contribuabilii care au fost declarați inactiv pot să aibă șterse din cazierul fiscal în momentul reactivării societății. Au fost stinse creanțele fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent și celelalte conform articolului 7 din ordonanța Guvernului 75/2001. Am să invit respectatorii noștri să ne sune dacă au o întrebare de adresat invitațiilor mei la numărul de telefon afișat pe ecran sau pe site-ul de știri maramedia.ro, acolo unde este publicată și tema emisiunii SIGET-ul de azi. Iată, o primă întrebare vine acum din partea unui telespectator. Ne întreabă dacă am avut, cred că aș fi răspuns de fapt deja la această întrebare, dacă am avut în cazierul fiscal incidente, când se șterg acestea? Depinde. Deci ar fi bine să vină la administrația finanțelor publice SIGET să vedem fiecare caz în parte. Depinde de faptă. Ce faptă este trecută în cazierul fiscal? Deci nu este un termen de 5 ani cum era înainte, indiferent de gravitatea faptei pe care ai săvârșit-o ca administrator al unei societăți, ci este diferențiat. Deci cel care a pus întrebarea trebuie să vină să se informeze, să prezinte datele pe care le are și să va primi răspunsul concret. Ne-am titrat pe burtiera emisiunii se introduc facilități fiscale pentru agenții economici. Și v-aș întreba, domnul director executiv, care sunt aceste noi facilități fiscale, știind că traversăm o perioadă de criză de altfel și orice facilitate, orice lucru bun în fiscalitate poate la un moment dat să repornească motorul economiei. Mă bucur că îmi puneți această întrebare, deoarece aș spune că este momentul în care acțiunile guvernului sunt foarte concrete și vin în sprijinul
societăților comerciale. Este adevărat că propunerea de aprobare a unor astfel de măsuri a fost făcută de senatorul Gheorghe Mihai Bâlea încă în urmă cu 2 ani de zile. Sunt documente scrise, a făcut o interpelare în plenul Parlamentului. Acum s-a hotărât și Ministerul de Finanțe și Guvernul să ia aceste măsuri. Sunt extrem de favorabile societăților comerciale, dar trebuie să spun din capul locului că sunt măsuri pentru cei buni platnici. Fiindcă Ordonanța 30 din 31 august, anul curent, prevede că beneficiază de aceste facilități societățile comerciale care își desfășoară activitatea fără să aibă conturile blocate sau fără să fie în executare silită. Deci sumele care se obțin pe această cale nu sunt sume care sunt plătite de către societățile comerciale din proprie inițiativă. Ar spune că sunt două capitole mari în această Ordonanță 30. Un capitol care se referă la această chestiune de facilități, un capitol care se referă la societățile care se găsesc, au datoriile eșalonate și restul societăților comerciale. Știți foarte bine că au putut să beneficieze de eșalonare acele societăți comerciale care aveau datorii și care au putut să îndeplinească anumite condiții, printre care cea mai importantă este să vină cu garanții și să aibă siguranța că pot să plătească ratele eșalonările respective într-o perioadă de timp care poate merge până la 5 ani de zile. Ei bine, aceste societăți comerciale care se găsesc în eșalonare pot să beneficieze de prevederile Ordonanței 30 în situația în care se refac graficile de eșalonare. Adică se ține cont de majorările și penalitățile care sunt eșalonate și care se amână până la ultima rată. Atunci beneficiază de aceste scutiri. Important de știut este că în timp sunt două bariere. Până la 31 decembrie anul curent, cei care reușesc să-și achite obligațiile înregistrate până la 31 august anul curent, beneficiază de ștergerea penalităților și de 50% din majorări. O să revin imediat să spun ce înseamnă acel 50% din majorări. În timp ce pentru cei care, sau societățile comerciale care pot să facă aceste plăți doar în luna iunie, până la sfârșitul lunii iunie anul viitor, reducerile sunt de 50% din penalități și de 50% din 50% din majorări. De ce se spune despre majorări? Fiindcă în perioada 1 ianuarie 2006, iunie 2010, s-a aplicat acel 0,5% și după aia 0,4% de 0,1%, iertați-mă, care constituia majorări și penalități de întârziere a plăților respective. Ori din acele majorări și penalități corespunzătoare perioadei la care făceam referire, se scad 50%, considerându-se că acest 50% este de fapt penalitatea pentru neplata sumelor respective. În timp ce în restul perioadei până la 31 august se fac reducerile pe care vi le-am spus înainte. Cred că este o gură de oxigen pentru societățile comerciale. Important este să se poată mobiliza și să adune sumele, astfel încât cât mai multe să poată beneficia de aceste scutiri. Domnule director, haideți să ne lămurim puțin, pentru că probabil telespectatorii noștri vor și un caz, hai să spunem, concret. De exemplu, o societate comercială care mai multe luni la rând nu și-a plătit, mă rog, impozitele și taxele la finanțe, a fost penalizată, nu știu, pe zi sau pe lună, cum e legislația? Deci înainte a fost 0,1% pe zi de întârziere și vorbim de perioada 2006-2010.
După aceea a fost 0,04, a fost și 0,5 într-o perioadă, 0,04, 30 de zile n-a fost nicio penalizare, între 30 și 90 de zile discutăm de o penalizare de 5%, iar peste 90 de zile de o penalizare de 15%. Ajungem undeva la 34% pe an cu această metodă care am spus acum la final, care este în vigoare. Ei, aceste penalizări, 5% și 15%, se anulează în totalitate în măsura în care pot să plătească până la 31 decembrie anul curent. Deci anul acesta până la sfârșitul său, dacă se plătesc toate aceste majorări și penalități sau și... Nu, trebuie să plătească majorările doar 0,04. Dar problema este că discutăm de 31 august anul curent. Deci nu discutăm de majorări și penalități care ar putea veni de acum până la încheierea anului. Deci atunci este momentul zero. 31 august. Bun. Ca să ajungă în faza respectivă, la un moment dat au trecut tot pe la finanțe, înțeleg, respectivele firme. Ele nu au fost deja blocate, mare parte dintre ele? Pot să se găsească în această situație. Chiar vreau să vă spun că aproximativ 11.000 de firme, pe total, direcție a finanțelor Maramureș, au avut conturile blocate în perioada 1 ianuarie până la 9 luni. Deci s-ar putea foarte multe să se găsească în această situație. Ori plata voluntară înseamnă că banii trebuie să vină din altă parte decât din contul blocat. Asta însemnând plată la caserie, sigur este vorba în general de sume mari, și poate să plătească și un terț pentru o societate comercială alta decât la care este administrată. Atunci deja sunt plăți voluntare. Un test care probabil are de plătit în firma respectivă, bănesc, sau nu, nu știu, altcineva. Nu, asta e o problemă. Nu este niciun fel de problemă de unde vin banii de la terți. Poate să fie, să aduc eu banii personali, administrator fiind al unei firme, sau poate să fie o firmă în care sunt în relații de afaceri. Să fie plata pe codul fiscal al societății. Deci oricine poate să vină să achite pentru societate. Dar odată ce contul este blocat și în contul respectiv intră bani, nu este valabil? Nu este valabil. În cazul deci, de față? Nu este. Se consideră executare silită. Exact. Asta presupune că agentul economic să aibă surse, resurse din altă parte decât cele care intră în cont. Domnul Sonezlu, știți care este problema? Acum, când ne punem în situația unui administrator de societate comercială care are o datorie de 1000 de unități monetare și are penalități, vorbesc de principalul, și are penalități de 10.000 la acest principal. Este extrem de important să facă tot ce poate el dacă mai vrea să țină ca în picioare să salveze firma, da. Ca să salveze firma și să beneficieze de această facilitate extraordinară. Fiindcă s-a mai încercat să se acorde astfel de facilități. Uniunea Europeană nu ne-au dat voie pentru partea de majorări. Acum ne-au acordat această posibilitate pentru partea de penalități. Penalitatea, de fapt, ce este? O pedeapsă. Deci această pedeapsă, care la noi este 5 plus 15% în primul an, înseamnă foarte mult. 20% pentru firmele care sunt în dificultate. Și eu cred că vor fi destui care să facă tot ce pot, fiindcă acest tren nu se mai întoarce. Bănesc că aveți o oglindă foarte clară a societăților comerciale din Maramureș și știți cam aproximativ câte dintre firmele actuale se încadrează în această facilitate și posibilitatea de a i se șterge o parte din datorie sau, mă rog, din penalitatea respectivă. Deci la Baia Mare sunt aproximativ 9.000 de firme, undeva mai puțin cu 200-300, din care numai vreo 900 sunt importante. Mă refer la sumă. Peste 5.000 de lei. Iar la mijlocii sunt 190 de firme. Ei, această parte importantă de care ziceam, cele 900 de firme și cele 190 de la administrația de mijlocii, au fost notificate cu posibilitatea de a... Deci ați informat că au această, da, această da.
să spunem, bulă de oxigen. Da, așa este. Asta e chiar important pentru cei care poate nu cunosc noutățile legislative. Noi am făcut tot posibilul. În primul rând am făcut conferințe de presă, am făcut întâlniri cu oamenii de afaceri. Colega Orza a făcut la nivelul municipiului, noi am făcut în rest și ceilalți colegi în tot județul. De asemenea, am ținut legătura și telefonic cu unii dintre contribuabilii noștri cei importanți, fiindcă nu trebuie să ne ascundem după deget. Este foarte bine pentru societățile comerciale, dar noi sperăm să fie foarte bine și pentru noi în ceea ce privește modul de realizare a planului. Fiindcă ne interesează, în primul rând, să ne recuperăm creanțele și, în același timp, să avem societăți comerciale viabile pentru viitor. Deci este o situație care e reciproc avantajoasă și pentru bugetul de stat, și pentru Direcția Finanțelor, și pentru contribuabil. Asta era o altă întrebare pe care vreau să vă adresez la un moment dat, și anume, cât la sută din activitatea dumneavoastră reprezintă la un moment dat, hai să spunem, modalitatea asta de a penaliza contribuabilul, fie persoană fizică, fie juridică, și cât la sută de a-l asista și de a-l ajuta să se descurce totuși, că nu toată lumea are la un moment dat cunoștințe juridice sau de finanțe, ori de care ar fi ele. În cadrul administrației SIGET și în cadrul tuturor administrațiilor există birou de asistență contribuabil. Ori de câte ori suntem solicitați, oferim asistență. Mai mult de a oferi asistență nu putem să facem. Legea este clară, chiar dacă nu poți să își achite, noi trebuie să aplicăm prevederile legale. Vreau să spun că la nivelul SIGET-ului de aceste facilități ar beneficia un număr de 1295 de contribuabili persoane juridice și 2163 de persoane fizice. Îi rog pe această cale să vină să depună o cerere în care în termen de 5 zile se va elibera un borderou de scădere provizoriu, iar dânsii în termen de 10 zile vor putea să achite debitul și majorările pentru a beneficia de scutirea penalităților. Dacă nu reușesc în cele 10 zile să-și achite, noi nu vom valida borderou, vor trece iarăși pe fișă aceste obligații fiscale și ei vor putea, când vor considera că au banii necesari să-și achite aceste datorii, vor putea veni să ceară încă o dată eliberarea borderoului provizoriu. Facem o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem cu partea a doua a emisiunii și am să vă întreb, domnule Tudor Lupuțiu, cum stați cu planul la nivel de județ, dar mai ales cum stați cu acele instituții care nu mai pot beneficia la un moment dat nici măcar de scutiri de penalități și nu se mai încadrează nicăieri și multe dintre ele chiar aproape nici nu mai există. Dar după o scurtă pauză de publicitate. Firma Sebimark din Sighetul Marmației execută construcții de drumuri, pavaje, construcții civile, lucrări de canalizare și aducțiuni de apă. Societatea Sebimark produce și transportă agregate de balastieră diferite sorturi, nisip, griplură, la cele mai bune prețuri de pe piață. Firma Sebimark, cu o bogată experiență în construcții, își desfășoară activitatea atât în domeniul public cât și în domeniul privat. Seriozitatea și calitatea este deviza noastră. Sebimark lucrează pentru tine! Pentru colaborări, puteți apela numărul de telefon 0262 313378 sau 0745 242171. Unica e aproape de tine în Sighetul Marmației. Unica este o farmacie modernă plină cu toată gama de medicamente, cosmetice, tehnico-medicale și articole pentru copii. Farmacia Unica este situată în piața 1 decembrie, lângă TV Sighet. Farmacia Unica este sub contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș și eliberează rețete compensate. Farmacia Unica, o farmacie aproape de tine.
Metal Convex Prod Casa Roșie din Sighetul Marmației comercializează la cele mai bune prețuri produse de calitate pentru instalații termice și sanitare. Promoția lunii octombrie la Casa Roșie, centrală Bosch, la doar 2350 lei. La achiziționarea unei centrale ProTerm primești un termostat cadou. Cazan Atmos cu motofierăstrău cadou. Vă așteptăm la Metal Convex Prod Casa Roșie să descoperiți promoțiile lunare. Cu toții ne dorim un oraș curat, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să fim cetățeni responsabili. În municipiul Sighetu Marmației există zone în care se depozitează necontrolat gunoaiele. Haideți să punem capăt murdăririi orașului nostru. Societatea comercială Herodot Group garantează cetățenilor care încheie contracte de salubrizare colectarea gunoiului menajer zilnic la blocuri și săptămânal la case. Societatea comercială Herodot Group garantează colectarea gunoiului menajer de la cetățenii care au contracte de salubrizare. Acestea se pot încheia la camera 11 din cadrul primăriei Sighet. Telefon 0262-310-252. Haideți să fim cetățeni responsabili și să punem capăt murdăririi municipiului Sighetul Marmației. Campanie inițiată de Herodot Group și sprijinită de TV Sighet și Sighet FM. Șah în 3 la TV Sighet. O emisiune în care analizăm în 3 cine la cine a dat șah sau mat în săptămâna care tocmai a trecut. Cele mai interesante știri, evenimente, acțiuni sau declarații dezbătute în 3 de Gheorghe Paul Sanislo, Johnny Popescu, Nicu Iuga. Șah în 3 la TV Sighet în fiecare seară de luni de la ora 21:05. TV Sighet e numărul 1 în Sighet datorită vouă. Datorită telespectatorilor fideli suntem în miezul evenimentelor. Mulțumim pentru ajutor și vă așteptăm în continuare să fiți alături de TV Sighet. Trimite o informație, o fotografie sau video pe adresa de e-mail stiri@tvsighet.ro și informația ta poate deveni o știre la TV Sighet. stiri@tvsighet.ro. Știrile TV Sighet sunt știrile de lângă casa ta. Tu faci știrile TV Sighet. www.maramedia.ro. Cel mai nou site de știri din Maramureș. Pe maramedia.ro descoperi evenimentele în timp real. Reportaje video, martor ocular și știri din Sighetul Marmației și întreg Maramureșul. Maramedia.ro, cel mai nou site de știri din Maramureș. Maramedia.ro, informație pură în timp real. Intră și tu pe maramedia.ro.
Despre facilitățile fiscale nou introduse vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Vreau să vă întreb, domnule director executiv, și despre instituțiile care sunt fie într-o stare de, hai să spunem, blocare a conturilor, fie de insolvență. Însă mai aveți o precizare, am înțeles, la această nouă ordonanță privitor la stingerea datoriilor. Este la fel de importantă și poate, aș spune, fără să ierarhizez, chiar mai importantă decât cealaltă prevedere, se referă la ordinea de stingere a creanțelor societăților comerciale. A fost o doleanță a mediului de afaceri de câțiva ani încoace, fiindcă porneai de la un principal de 1000 de unități monetare și prin faptul că nu reușeai să plătești în măsura în care creșteau arieratele, niciodată nu puteai să oprești această creștere, fiindcă nu se descărca întâi principalul. Ori acum s-a introdus o ordine de stingere alta, întâi principalul și după aceea accesoriile. Haideți să le spunem puțin mai detaliat pentru agenții economici care poate ne urmăresc și nu înțeleg exact ce deci înseamnă accesoriile. Deci am debitul de bază, am declarațiile pentru 1000 de lei. Dacă înainte, la trecerea unei perioade de timp, să spunem de 3-4 luni de zile, din 1000 de lei se putea face 2000 de lei, stingerea se făcea proporțional din fiecare, și din debit și din accesorii, și totdeauna debitul producea accesorii. Deci producea datorii. Deci nu se stingea, să spunem, datoria aceea primă, care aia n-a primă. Fost plătită, care a atras la un moment dat penalitățile și majorările. Exact. Iar acum se stinge întâi acea datorie. Iar în acea datorie primă, este o ierarhizare. Întâi stopajul la sursă, așa cum este normal, fiindcă și ei nu sunt banii societăților comerciale, ci sunt ai mei, ai dumneavoastră, angajaților. Și după aceea celelalte principale, TVA sau impozite și taxe. Bun, dar în cazul stopajului la sursă vorbim la un moment dat și de intrarea în penală, am înțeles. Absolut. Fiindcă am luat banii care se cuvin bugetului de stat dat de către angajați, dați de către angajați acești bani și am folosit în interesul societății, lucru care nu este permis. Spuneați la un moment dat că există o problemă privind realizarea planului de încasări la nivel de județ Maramureș. La ce anume v-ați referit? Ce se întâmplă? Duce mai greu un județ decât înainte? Eu am să spun că din datele statistice și directorul general de la statistică a prezentat o situație nu de mult în colegiul prefectural. Rezultă că la nivel de județul Maramureș, PIB-ul este similar celui din anul precedent. Trebuie să fim corecți și să spunem că acest lucru se datorează și inflației, ca să fie cele două cifre foarte apropiate. Ba chiar o creștere de 0,2%, mi se pare, dacă nu greșesc. Atunci, întrebarea care vine imediat este de ce noi nu reușim să realizăm veniturile din anul precedent. Sunt mai multe cauze. Și n-am să ascund faptul că una din cauzele principale este și felul în care lucrăm noi. Fiindcă n-aș fi cinstit cu mine însumi și cu colectivul pe care îl conduc. Dar în același timp trebuie să remarc că bunuri sechestrate de către noi nu pot fi valorificate. Datorită faptului că nu există piață. Nu există bani pe piață, nu există credite care să fie ușor accesibile pentru societățile comerciale și nu există așa de mari speranțe încât acele bunuri să se cumpere chiar la un preț destul de jos. Un exemplu concret, pe septembrie am încercat să valorificăm bunuri de 28 de milioane și am reușit să valorificăm bunuri de 10 milioane. În această nerealizare de 18 milioane este nerealizarea pe direcție sau mai puțin chiar la cifre de plan. Dar în același timp, noi am predat la mari contribuabili un număr de 16 unități comerciale care sunt cele mai bune și bune platnice, dar și societăți mari. Ei bine, realizările lor din anul precedent sunt la fel această diferență de astă dată pe 9 luni de zile. Deci sunt explicații, dar în același timp eu trebuie să recunosc că încă mai sunt rezerve. Și chiar dacă ne izbim de unele
lucruri care sunt extrem de dificile, cum ar fi instituții publice care sunt datornice și care nu pot fi executate după legea 85 din 2006. Ca de exemplu, concret. Aici, din păcate, campioană este primăria Rozavlea. A lucrat, a făcut o investiție, aducțiune de apă cu fonduri SAPARD, dacă nu mă înșel, undeva la o sumă de 14 miliarde lei vechi, și s-au descoperit acolo niște nereguli. Sumele au fost retrase în totalitate, urmând ca noi să le recuperăm de fapt, și la ora actuală discutăm de 31, aproape 32 de miliarde lei vechi datorie a primăriei respective către bugetul de stat. La fel avem o datorie provenită din faptul că gardienii publici nu au întocmit facturi cu TVA pentru societățile comerciale unde executau prestări de servicii. Au pierdut procesul cu noi, acum sunt la CEDO și ei au o datorie de 26 de miliarde, pornind de la 6 miliarde de bază. Deci iată două cazuri care pentru noi sunt pietre de moară legate de picioare, deoarece din aceste sume ni se dă plan în fiecare lună. Încercăm acum, chiar astăzi am avut o discuție cu primarul din Rozavlea, să vedem dacă comunitatea, Consiliul Local, dorește să dea în plată o suprafață de pădure în contul sumelor respective ca să beneficieze de facilitățile despre care vorbeam înainte. La fel și gardienii publici probabil vor primi din partea Consiliului Județean o clădire să facă același lucru. Ar fi un lucru bun și pentru noi și pentru ei. Bun, dar în cazul acesta, primăria Rozavlea va beneficia de aceste facilități fiscale? Absolut. Toți contribuabilii, nu se face nicio distincție între ei, persoane fizice, persoane juridice, instituții pot să beneficieze. Condiția este să facă plățile, așa cum spuneam înainte, până la 31 decembrie. Și atunci finanțele vor valorifica acest teren în cazul... Nu. La darea în plată, mecanismul este un pic diferit. În primul rând, cel care inițiază darea în plată este debitorul, primăria Rozavlea și gardienii publici în cazul nostru. Ei vin și propun finanțelor, sigur nu noi luăm hotărârea, să predea un bun în contul datoriei. În cazul Rozavlei, acea suprafață de pădure, evaluată de un evaluator specializat, agreat rezultatul de către finanțe și, sigur, care trece printr-o comisie ministerială. În același timp, această suprafață de pădure trebuie predată unei instituții a statului. Deci nu vindem pădurea. Finanțele nu vor vinde acea pădure. Ci se va preda unei instituții a statului. Nu știm care va fi această instituție. Va fi RomSilva? Va fi Departamentul de Culte? Încă încercăm. Dar ar fi foarte bine pentru noi. Și pentru comunitate. Fiindcă în cazul primăriei, problema se pune și într-un alt mod. Nu este numai faptul că e datoare. Nu poate atrage fonduri europene având această defecțiune cu fondurile europene, până când o clarific. Practic, primăria este blocată atât la nivel de conturi, dar și de activitate. N-am blocat conturile. Am pus sechestre pe niște bunuri, dar credeți-mă că nu aș fi de acord să le executăm silit, deoarece e vorba de terenul de fotbal, de casa de nunți, de terenul târgului, și nici nu s-ar obține cine știe ce sume din acele executări silite. Iar în cazul fostei instituții a gardienilor publici, care e soluția? N-au bunuri. Au vreo 3 mașini și, din păcate, sunt doar bune pentru programul Rabla. Deci nu avem ce executa. Instituția ca tare mai funcționează? Da, funcționează. Este serviciu public în subordinea Consiliului Județean, dar se autofinanțează. Bun, deja înseamnă că și produce ceva bani. Produce, dar nu în măsura încât să plătească și nu în măsura încât să oprească creșterea debitului respectiv. Deci ar fi o șansă pentru ei. Absolut.
Absolut. Un telespectator, și asta era o întrebare inevitabilă la un moment dat, nu știu în ce măsură puteți răspunde la ea, ne întreabă dacă această lege nu este cumva într-o formă sau alta considerată cu dedicație, având în vedere că nu toate firmele se încadrează aici. Asta probabil trebuie să o adresăm inițiatorului ca să ne răspunde la întrebarea nu, aceasta. Nu, eu sunt gata să răspund la astfel de întrebare. Sigur, noi avem darul de a fi suspicioși și când ni se face bine și când ni se face rău. Ce scuze, am avut. În cazul acesta este imposibil ca cineva în țară românească să fi selectat firmele pe care dorește să le ajute, să facă o ordonanță care să fie bună doar pentru acele firme și restul firmelor să nu beneficieze, nici vorbă. Nu există nici un criteriu care să amestece problema de specialitate cu problema politică în acest demers. Dumneavoastră, ce vă spun agenții economici în general când au întâlniri cu dumneavoastră, atât la nivel, hai să spunem, cum s-a organizat pentru diseminarea acestei ordonanțe, dar și în general problemele cu care se confruntă la nivel de finanțe publice. Ce îi incomodează cel mai mult? Acum înțeleg că este plata declarației, sau mă rog, depunerea declarațiilor online este o măsură benefică și este primul lucru pe care vi l-au semnalat ca și unul benefic. Dar care sunt problemele, să spunem, acel top 3 cu care se confruntă agenții economici? Bine, în general, noi nu suntem priviți cu mare blândețe de către societățile comerciale, de către administratorii acestora, deoarece, și este un lucru normal, suntem cei care pretindem să se respecte legea, suntem cei care mergem și verificăm, stabilim debite suplimentare și urmărim să le executăm silit. Din acest punct de vedere, nicio surpriză. Se întâmplă oriunde în lume. Chestiunea este că ni se cere și absolut întemeiat să avem un respect deosebit față de contribuabili. Și ni se cere și de către conducătorii noștri de la București, ni se cere și de către contribuabili. Fiindcă este normal. Banii sunt produși de către ei. Noi îi administrăm, îi colectăm, îi dăm mai departe la bugetul statului, care hotărăște ce face cu ei. Deci, din acest punct de vedere, au dreptate. Pe de altă parte, suntem acuzați, și nu fără temei, că birocrația încă este prea mare. Iată declarația la care făceați referire, 112, este în acest sens de reducere a birocrației și mai ales de încercare de a preveni întâlnirea contribuabilului cu funcționarul public. Pentru a nu ajunge nici într-o situație neplăcută pentru contribuabil sau tentantă pentru funcționarul public. Și, de asemenea, ei se plâng că nu există tratament egal între stat și societate comercială în ceea ce privește executarea unei datorii. Deci, am participat la o întâlnire cu contribuabilii de curând la Cluj, a fost și domnul ministru Lumițianu, și s-a ridicat exact această întrebare. Bine, statul pune majorări, pune penalități, dar dacă vine o societate comercială, nu pot să pun decât majorări, nu și penalități. Deci, iată un tratament care este defavorabil societăților comerciale. La nivel de Sighetul Marmației, care e situația, doamna Nicoleta Orza? La depunerea declarațiilor online, un număr de 1010 contribuabili pentru luna septembrie, deci declarațiile aferente lunii august, au depus, cum am spus, online și doar 244 au depus la ghișeu. Încă se preiau declarații și la ghișeu pentru cei care încă nu și-au obținut certificatele digitale pentru depunerea declarației și ei ne fac dovada că au început demersurile pentru a obține acest certificat prin factura pro formă, prin certificat, dar nu a fost încă validat pe site-ul Ministerului. Deci, în general, contribuabilii de la Sighet sunt, v-am zis, conștiincioși și își depun voluntar, fără a le da amenzi.
Pentru că și aici, dacă nu-și depun declarațiile la timp, sunt amenzi care scad în sarcina agentului economic și sunt destul de usturătoare. Și aplicarea amenzilor o faceți dumneavoastră? Da, da. Deci se încheie un proces verbal de amendă, de contravenție și suma este pentru persoane juridice între 1.000 și 5.000 de lei. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în studio. Nu știu în ce măsură am reușit să acoperim toată zona aceasta. Cu siguranță mai sunt multe alte întrebări pe care fiecare ar fi dorit să le adreseze punctual pentru o anumită problemă, dar am înțeles din discuția noastră că rolul celor de la finanțele publice este și de a, hai să spunem, asista contribuabilul, fie persoană fizică sau juridică, și asta înseamnă că aveți un birou, bănesc, nu? Undeva unde se pot adresa. Da. Eventual să le spuneți și telespectatorilor noștri unde este acest birou. Deci la Siget. Biroul de asistență este la etajul 1, camera 14-15, dar pot să se adreseze oricărui funcționar din cadrul administrației, pentru că, v-am zis, sunt o echipă de profesioniști și fiecare își cunoaște meseria și pot să îndrume contribuabilii spre rezolvarea problemelor pe care le au. Dacă nu găsesc înțelegere la colegii mei, pot să vină și inclusiv la mine să discutăm. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Vă mai aștept dacă vor exista astfel de noutăți legislative benefice pentru agenții economici care, iată, în perioada aceasta de criză nu se simt nici ei prea bine. Doamne și domnule, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. Vă doresc o seară frumoasă în continuare. Nu uitați, știrile continuă pe www.maramedia.ro. La revedere! Viața din casa ta depinde și de mobila care te înconjoară. Firma Vârsteana Serv vine în întâmpinarea dorinței dumneavoastră de inovare cu tapiserii în diferite culori și combinații care oferă căminului o ambianță plăcută și armonioasă. Mobilierul clasic din lemn masiv, dormitoare, sufragerii, bucătării care se îmbină armonios cu modernul. Indiferent de stilul pe care doriți să-l adoptați, produsele pe care le găsiți în magazinele Vârsteana vă fac alegerea mai ușoară. Suntem deschiși la orice sugestie venită din partea clienților. Mulțumim tuturor clienților noștri pentru alegerea făcută. Vârsteana, cu noi viitorul sună bine! Complexul comercial Emanuel vă așteaptă cu o gamă variată de produse pentru locuința și confortul dumneavoastră. Candelabre, covoare, perdele. Iar la etajul magazinului Emanuel vei găsi mobilă pentru toate gusturile. Dormitoare, sufragerii, bucătării, mobilă pentru tineret, colțare, canapele, fotolii, scaune, într-o paletă largă de culori și modele. Plata se face în rate, direct în magazin, fără comisiune, iar transportul la domiciliu este gratuit. Beneficiezi și de reduceri la mai multe produse cumpărate. Vizitați expoziția de mobilă de la etajul magazinului Emanuel. Un bar dedicat sportivilor și microbiștilor, Arena Sport Bar. Savurând o bere rece pentru a sărbători evenimentele sportive din viața ta, la Arena Sport Bar poți viziona cele mai importante meciuri de pe Mapamond. Fotbal, handbal, tenis, basket, Formula 1, orice competiție sportivă este la ea acasă, doar la Arena Sport Bar. Te așteptăm în cartierul Unirii numărul 60, vis-a-vis de Piața Rușilor. Consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Părplast S.A. comercializează prin magazinul Nova la cele mai bune prețuri din oraș. Leadă plastic pentru depozitare fructe și legume, 19 lei. Pubelă plastic 120 litri cu rotile, 100 lei. Covor PVC, lățime de la 1,5 la 4 metri.
vase emailate diferite forme și mărimi, pământ pentru flori de la 3 litri 2,50 lei la 50 litri 20 lei, butoaie plastic cu capac 200 litri 79 lei, magazin Nova pe strada Avram Iancu numărul 22, lângă Policlinică.